Stai puțin că vreau să vii cu cineva? Îl chem mai încolo pe Andrei. Andrei îl cheamă, nu? Adică l-am botezat, nu? Da, da. Am înțeles, asta e. Cum îl cheamă? Deci am zis bine numele, nu? Cosmin Andrei. Păi am zis bine. Ai zis bine. Păi și atunci... Numai că eu am zis Andrei înainte și tu ai zis Cosmin. Ce simpatii suntem. Oameni buni, vreau să vi-l prezint pe magicianul Robert Tudor într-o nouă prezentare, costum nou, papion nou. Asta înseamnă să-ți meargă evenimentele, curg banii din cer. Uită-te puțin, am buzunarul rupt. Pentru magie ceva. Ca să bagi acolo tot felul de chestii. Ce mai faceți, oameni buni? Bine facem și auziți și foarte bine. Am pregătit numere extraordinare. Dar vreau să spun ceva. Uite-te în felul următor. Dacă faci un număr de magie foarte frumos, eu astăzi pentru studenții de la Politehnică, au venit și ieri, m-au vizitat, ăștia aud când e de mâncare în platou și vin aici. Oana Roman a promis și aude aici, le-am adus chifteluțe marinate. Vino? Nu cred, așa ceva. Catarina, eu... Prietenii Oanei Roman de la fabrica de mâncare au zis, avem chifteluțe. Bă, studenții de la Politehnică au zis chifteluțe marinate, am chifteluțe marinate pentru ei. Aici îmi aștept telespectatorii, publicul, adică pe cei de acasă îi hrănesc. Dacă nu te deranjează, o să iau și eu puțin ca o să iau și eu un pic. Da, foarte bine. Ce s-a întâmplat, mă? Stai un pic să văd, ți-ai făcut freză nouă, e ceva nou cu tine. Băi, ai și slăbit, ți-am zis și mai devreme. Da, foarte bine. Ești foarte drăguț, Cătăline. Merge foarte bine, uite, pantofi noi. Ce ăștia? Eu-i porc pe ăștia de 5 ani de zile. Ce ăștia se rupt, Cătăline? Ia arată că se rupt ăștia. Ia uite, Cătăline, uite. Pantofi noi, de ăștia, dar-i scumpi. Lasă-mă, întreabă-mă ce fac, întreabă-mă altceva. Mă, ei de fiecare dată. Deci, oameni buni, ca să înțelegeți cum e cu magicianul, a apărut la România au talent, a fost pur și simplu o explozie, iar de atunci vă puteți imagina sacou cu nasturi de aur. Da, deci, uite. Stați să vă explic. Papion din catifea de aia scumpă. Bă, ceasul nici nu vrea să vi-l mai arate. Ceasul, bă, Cătăline, aur, de ce? Pantofii, piele, de la Londra sunt luat. Jur că iar dacă vă uitați, de fiecare dată, de când i-am luat banii, numai așa am face. Haideți să mergem cu mașina în cameră, Haideți să mergem cu camera la mașină în parcare să vedeți ce mașină are, magician. Nu, Cătăline, mi-am luat motor. Deci, ca să înțelegeți pe scurt, oameni buni, omul a dat lovitura la România au talent și este cel mai scump magician. Scump că ești drăguț la modul ăsta. Mulțumesc. Și cel mai de treabă magician. Mă, sunt simpatic. E simpatic. Chiar dacă uitați pe Facebook, vedeți în ce vacanțe luxoase trăiește în străinătate. Și numerele de magie pe care le fac sunt extraordinare. Prin asta mă remarc eu că mă omor. Exact. Mă omor, Cătăline. Uite. Exact. Bă, m-au dat transpirațiile, mă omoară. Știi ce? Vine și dă-mi mine. Ia uite, cu ce am dat, mă, că le spun oamenilor în felul următor. Cu oameni sunt curioși, de exemplu, când au văzut telespectatorii mei buton din aur. Doamnelor și domnilor, am fost acum, i-am luat că așa asta din mall, 70% reducere. Jur, serios. Nu mai au zic mall, nu mai zic... Au reducere la buton de aur, oameni buni. Bă, e aurul redus astăzi, 70%. Lasă-mă că mor, bă, mă mor. Deci dacă vă uitați la el pe Facebook, oameni buni, da. Ce vorbi? Bă, fii atent, vreau să fii sincer. Uite-te aici, fii atent. Dar vreau să-mi spui ceva. Tu știi că tu ești în sufletul meu? Știu, și tu, Dan. Că tu m-ai ajutat mult? Da. Oameni buni, el m-a ajutat foarte mult, Cătălin Măruță. Da, stai un pic. Eu te-am ajutat, dar tu ești foarte talentat și foarte carismatic, asta e adevărul. Asta e adevărul. Da, uite, mai am o informație de ultima oră, vreau să-mi spui doar dacă e adevărat. Da. Din Pantelimon, așa. De după Brocul Legri, așa. Vorba băieților de la Biugi Mafia, te muți în Băneasa, în Nordului. Nu mă mumă, bă, de ce mi Nu, Cătăline! Da? Ce mi-e bani, mă? Noi, mi-e-mi place! Bă. Oameni buni, vă explic eu cum vin oamenii aici la emisiune și oardă așa, pe comedie și pe... O ardă ei pe... Pe chifteluțe, mergem la Măruță, vai, veni cu autobuzul, cu metrou, se mută la Băneasa, oameni buni, a lăsat Pantelimonul. Bă, dar nu mai vrei să fim prieteni? De ce ai zis? Cătăline, lasă-mă, uite că am udat și asta, uite, am pregătit un număr. Și ca să înțelegeți, acum, ultima, vi-o mai spun și apoi lasă-și facă magia. N-a vrut apă de la robinat, a avut de aia scumpă de... Avem cu el o hârtie de asta și îi spune Grete, când vine la emisiune, îmi doresc așa. Nu pot să vă zic, ea pe franțuzească, de-aia, credeți-mă că am dat... I-ați făcut text?
I-a 10 euro Greta. Pe sticlă. Bă. Greta! Băi, mă omorâți, mă, mâncava sufletul vostru, bă. Băi, bă, să uită Peggy oamenii așa, la noi, nu? Bă. Uite, ții Peggy, mint eu? Peggy, tu ești sufletul meu! Băi, uite aici! Tu Peggy, ești femeia, Peggy, prima mint femeie eu? Pe care o întâmpin, da, aici și o iau în brațe și o îmbrățișez și tu ții cu el. Vezi? Deci Peggy a zis că nu mint. Păi, deci... Bă, dar oamenii ăștia, te văd și pe tine când vii cu mașina, stai să aranjezi cămașa asta de... Ai văzut? Mi s-au umflat venele la... Stai să citesc. Bă, ești nebun! N-am avut în viața mea bani să-mi iau cămașa de asta. Ne-am văzut firma. Cătăline, Cosmine, Cătăline. Hai să ne mulăm. Hai să-ți arăt despre ce e vorba. Mai bine, magicieni de ăștia cu buton de aur, cu... Nu sunt, mă, buton de aur. Hai, mă, tu l-ai văzut vreodată pe Iosefini să aibă buton de aur? Să bă, aibă... dar nu sunt, mă, că nu sunt cocalar. Ce dracu vorbim noi, mă? Uitați, oameni buni, din aluminiu, da? Sau din ce? Hai, mă, aluminiu, ia de mie. Aur, ăsta e aur alb. Dracu, mă, 20 de lei din mol. Și ăștia erau la reducere, oameni buni. Așa, mă, o tot ardem așa. Hai cu... Hai să te arăt despre ce e vorba în, da, acest număr de magie. Tu l-ai văzut? Că acum ideea e în felul următor. Tu ești unul dintre ești unul dintre cei mai talentați magicieni din România, asta este toată lumea, cel mai iubit, de asta își face atâția bani, Doamne ajută. Bă, sunt cel mai popular, nu că sunt cel mai bun. Bine, sau mă, cel astea. Mai popular. Așa. Bă, acum vreau să, deci fii atent, eu am vrut să zic ceva. Tu l-ai văzut pe David Copperfield, că acum vreau să trec la de nivelul de nenumărate ori, da. Nu, mă, vreau să văd dacă l-ai văzut vreodată cu buton de aur și cu chestii de astea, asta vreau să zic. Păi ce eu am putut, da. Băi, lasă-mă. Păi lasă-mă, mai vrei să, bă, da, vrei să dai. Câți magicie, care mă, tot eu dau, eu spun niște adevăruri, dai mie. Nu mai face pe victima acum, da, că zici că e Simona Senzual când venea la emisiune, făcea pe victima. Câți magicieni, da. Câți magicieni cu puterea minții și a portofelului pot să-și deschidă școli de magie? Bă, tu-ți deschizi școli de magie, tu-ți dai seama? Păi am deschis-o împreună cu un alt băiat care tot așa... De bangat așa la... Nu, e un parteneriat și încercăm să ajutăm copiii și oamenii care sunt pasionați de magie. Expert Magic se numește școala. Deci o să ai școală? Am, o am deja. Da, vedeți? Au fost și câteva grupe de e cu etaj, de copii. Bă, cu etaj, pe dracu. Ei ne-am luat... Bă, dar mă omor, bă! Lasă-mă, mă, treabă, mă! Da, bă, dar zi tu, e școala asta în Pantelimon? Nu e, mă, Cătăline, da, Pantelimon. E undeva prin Vitan, pe acolo. Da, Vitan. Serios. Lângă mola ai pus-o. La, chiar la, lângă mola. Nu, pe acolo, prin zona Vitan. Bun, asta, deci aproape de Unirii, în centru. Da. Am deschis această școală împreună cu un prieten de-al meu, Bogdan Mihai. Da. Și dorim să învățăm copiii pasionați de magie, oamenii mari. Chiar și tu poți să vii la școala noastră de magie. Nu, dar David e deja primul abonat. Păi te rog, adică chiar te rog. David, stai liniștit că e primul abonat. Uite-te și tu, vezi? Pentru că... Pantalonii ăștia, știi de când i-am eu aici la emisiune? Deci pantalonii ăștia, ascultă un pic, uite că să vezi. Pantalonii ăștia îi port aici la emisiune, s-au și rupt. Cred că au cel puțin 3 ani de zile de când îi port. Greta! Eu nu-i schimb așa de scate. Nu-i spui în cască să-mi zică în continuare. Ce, de mă, Greta? Ce, mă, Greta, e aici? Ce, tu auzi vorbe? Haideți să vă spun cum fac. Uite-te aici, că mașa asta, ți-arăt, uite, luat, uite. Păi și eu ce? Păi nu, mă, las, că n-am avut niciodată așa să... Da, dar știi de ce? Hai să spun, uite, și pantalonii ăștia. Uite-te și tu pantalonii ăștia. Și sacoul ăsta l-am de anul trecut. Da. De acum, ce de anul trecut, mă, de acum 3 ani am sacul ăsta, o dată pe an mă duc în America, fix când sunt reducerile alea mari, da, aici e o jucărie. Imaginați-vă, oameni buni, cât e un bilet de avion până în America. Cât deci dracu duci... că mi-l iau dinainte, Cătăline. Bă, fii atent, căutăm e acum. E 490 de bani. Bă, deci acum... bă, eu plec, bă, eu plec. Bă, bilet de avion eu America. Eu am venit să fac magie, am pregătit numere multe de magie. Bilet de avion până în America. Cătăline, lasă-mă, bă, că mâine e ziua copilului. E ziua copilului, da, tău, copilului meu, copiilor tăi, da. Hai să-ți arăt un număr de magie grozav, Cătăline, să râzi, râzi la asta. Vreau să-mi întreb cât e un bilet de avion până în America. Dacă ar fi să plec mâine. Păi ia-l... Pă cine sunt? Pe un domn de la agenție. Păi ce, mă, prin agenție să te omoare ăștia cu agenția lor? Păi nu, agenție, este mai ieftin. Dar tu ce faci? Le-ai la negru? Nu, mă, caut pe net. Alo, salut, Mihai, scuză-mă, uite, sunt în direct. Și vreau să te întreb, am un prieten magicianul Robert Tudor, vrea să plece mâine în America, întreabă cam cât îl costă biletul. A, mâine, păi normal. La New York, la New York, unde plecăm? Păi mâine te omoară, mă. Nu, nu, vedem dacă sunt locuri. Dacă sunt locuri, dar un preț așa orientativ. El merge la business, să știi. Cum? Și întoarcere când, că este mai bine. Întoarcere când, ca să ieși mai bine. La pentru el nu contează, nu sunt bani o problemă. Bă, lasă-mă, mă, Cătăline, că mă... Adică cât costă un bilet la business din București până la New York? La... Ok, ok. Poți să-mi zici tu, te rog eu. Cea mai bună variantă e cu Turkish-ul.
Acum, bine, zi-mă orienta. Ești în direct, Mihai, să știi, ești în direct la emisiune. Sunt cu magicianul Robert Tudor, el pleacă. Uite, bă, frate, made in America. America. Așa, poți să-mi spui aproximativ cât e un bilet? Aproximativ. Tot în tot sunt jur de 4.000 de euro. Ai, lasă-mă, mă, de euro! Hai! Vă mă, stai un pic! Deci 4.000 de euro dus întors? Cătăline, exact. Deci sigur 4.000 de euro. Poate să fie mai mult, poate să fie mai puțin, în funcție de... Deci cam 4.000 de euro pe din acolo. Din agenții, te omoară agențiile, da, da. Bine, mersi mult, Mihai. 400 de euro. Nu, că el merge de obicei cu familia. 3, îți rezervi 3 bilete? Nu mă 3 ori 40.000 de euro. Am datorii la bancă, mă, bancă. Mihai, mersi mult. Numai, frumoasă, numai bine, mersi mult, da. Mihai e un băiat extraordinar. Avem, care... Mihai, avem emisiune. Îți dai seama, omul l-a înșocat. Eu îi spun, Mihai, mă ajut pe mine cu un bilet de avion până la Cluj, la low cost, la astea, acum am zis America. Păi eu... 4.000 de euro biletul, mă, și pe... Bă, ai fost la Monaco, Doamne, că te urmăresc, Cătălin. Am fost la Monaco, bă, dar știi de ce am fost la Monaco? De ce? Că am fost cu treabă și pentru că a fost campionatul ăsta european de poker, Daniel Negreanu, și a fost o treabă cu televiziunea, că nu mă duceam eu. Te văd cu Andra, te duci prin... Pe ai unde? Ia zi unde m-am dus eu, ia telefonul și ai uite-te. Ai spectacole prin Roma cu... Păi la Roman, mă, nu Roma! Roma! La Roman am fost. În Italia, mă, la Florența. Aoleu, ăsta nici nu știe să citească. Am pus în felul următor. Vă așteptăm la Roma, liniuță N, la Roman. Weekendul trecut, uite-te aici. E la Roman, bă, băiatule. Băi, lasă. Nu, el nu mă... Vezi că weekendul trecut am rupt. Am fost internațional. Am fost în parcul Mogheroș, din drumul Traberei. Păi, iar sâmbătă am băgat Bradu, Pitești, Bradu. Am rupt, internațional. Bravo, păi și eu mă duc. Deci, în oameni buni, eu zic că e cazul să demascăm magicienii. Bă, magile, oricum ești cel mai talentat, asta ești, cel mai iubit. Mulțumesc. Dacă vrei, luăm publicitate. Vă mulțumesc mult de tot. Chiar apreciez, să știți că vorbele domnului Cătălin Mărunță sunt în dublă. Van. Noi suntem oameni simpli cu datorii la bancă. Țineți minte? Dumnezeu știe cum ne chinuim pentru o bucată de pâine. Nu dați cu chiftele după el, vă rog, mai avem nevoie. Dar lasă. Uite, vino încoace. Am pregătit multe. Vino încoace că boda proste zici. Nu am chiftele, că am gastrită, trebuie să mă duc să... Ce, mă, gastrită? Asta da. E boala oamenilor bogați. Nu. Gastrită. Așteptăm studenții de la Politehnică, iar apoi o să vedeți un magician, un mic magician care va fi un viitor mare magician. Este antrenat de Robert Tudor, se numește Cosmin Andrei Octan.